Săptămâna Europeană a Mobilității se sărbătorește și la Bistrița. În perioada 16-22 septembrie, toți bistrițenii sunt invitați să contribuie la calitatea vieții în mediul urban. Și cum altfel decât mergând pe jos sau cu bicicleta? Săptămâna Europeană a Mobilității a debutat în 2002 cu sprijinul Comisiei Europene. Evenimentul se desfășoară și la Bistrița, în perioada 16-22 septembrie. Pentru aceasta, Primăria Bistrița, în parteneriat cu Camera de Comerț Industrie, prin Centrul Europe Direct și Asociația Ascendent, a organizat o serie de activități menite să promoveze mersul pe jos, ecologismul și spiritul civic în rândurile cetățenilor. Este declarată la nivel mondial Ziua fără autoturism. Este o zi pe care și Primăria Bistrița o marchează. În acest an este vorba de o perioadă mai lungă pe care noi o dedicăm unor manifestări care au ca menire încurajarea mersului pe jos și a mersului cu bicicleta într-o așa numită săptămână a mobilității. Primele manifestări au început deja de ieri, ele au fost realizate în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului. Avem de asemenea ca partener constant Camera de Comerț și Industrie și Asociația Ascendent. Vă invităm mâine de la ora 10:30 pe piața Vrebreanu, toți cei care doresc să participe la un tur pe bicicletă al orașului. Va avea un traseu care va include principalele artele ale municipiului și sperăm să fie suficient de mulți participanți la acest traseu, cum de altfel s-a întâmplat și anii trecuți. În ziua de luni și de marți vor continua aceste manifestări care vor avea, repet, ca mesaj stimularea mersului pe jos sau a mersului cu bicicleta. În ziua de marți, care este și 22 de septembrie, după cum spuneam, ziua fără autoturism, lansăm o provocare tuturor bistrițenilor să meargă la muncă în dimineața acestei zile de 22, pe jos, cu bicicleta sau, dacă distanța este mai mare, cu mijloace de transport în comun. Ați văzut vreodată cum se fabrică un pahar sau o sticlă? Probabil că sunteți curioși, dar niciodată nu ați intrat într-o fabrică de sticlă. Direcția Județeană pentru Tineret a inițiat o acțiune prin care a dorit să implice tinerii într-o activitate aproape uitată în orașul nostru. Din mâna unui sticlar priceput pot ieși adevărate obiecte de artă. Pahare, sticle, vaze sau diferite obiecte decorative, toate se realizează cu răbdare și multă migală. Sticlari pricepuți avem și noi aici la Bistrița. Aceștia au fost ieri vizitați de 15 voluntari ai Direcției Județene pentru Tineret care au dorit să vadă cu ochii lor cum se prelucrează sticla. Faptul că au fost prezenți la fabrica Cristiro nu a fost o întâmplare. DJT a organizat totul în cadrul proiectului Misterele Sticlei. Prima mea iubire, fabrica de sticlă, și m-am întors cu un scop de a familiariza și generația tânără, în special voluntarii de DJT de data aceasta, dar vor urma și alții, familiariza sticla ca o artă. Tinerii par interesați de activitate. Da, cum ați văzut, par interesați. E adevărat, sunt puține ținuți în prima fază, dar și cu ajutorul meu și cu ajutorul foștilor mei colegi s-au familiarizat destul de bine, zic eu, cu partea de sticlă. Crezi că care ar dispărinte acest Ca industrie, probabil că va dispărea, ca industrie. Dar ca artă nu are voie să dispară. Trebuie să nu o lăsăm noi să dispară ca artă. Ca artă nu presupune un efort financiar mai pomenit. Presupune un efort intelectual. Ca industrie, probabil că va dispărea în ceva vreme. Eu zic că va mai rezista undeva un 5-10 ani, poate. Bistrița. Vorbim de sticlăria manuală. Nu vorbim de sticlăria automată. România nu e un lider pe piața de sticlăria automată, ci pe piața de sticlărie făcută manual. Le-am propus, când am inițiat acest proiect, pentru a vedea la fața locului și nu a citi, ci a vedea la fața locului ce înseamnă arta, partea de artă din sticlă. Și dacă câțiva din ei vor avea curiozitatea pe viitor, având în vedere că unii sunt de la liceul Cornelu Baba, liceul de artă, vor avea curiozitatea să încerce și acest domeniu al artă, îi vor ajuta cu cea mai mare plăcere. E o idee. Putem, probabil că pe viitor vom încerca, dar ne interesează partea de industrie a acestei pani, interesează partea de artă care o putem aplica aici. Având în vedere că sunteți de meserie, ce au putut învăța astăzi? E numai un primă, această meserie nici eu, după atâția ani, nu am pretenția că o știu. Deci o primă, mică fază a meseriei acestea. Deci o meserie extraordinar grea. E suficient faptul că văd cum se lucrează, că e foarte greu. Noi am observat asta. Credeți că îi poate face să persevereze în acest domeniu? Eu sper că da. Tinerii s-au arătat foarte interesați de arta sticlăriei și au încercat și ei să creeze mici forme de sticlă. A
faceți des asemenea acțiuni cu DJT-ul, nu neapărat la această fabrică? Da, ne mai mergem pe la case de copii, la orfelinate, la spitale. De cât timp ești în direcția județeană pentru tineret? Aproape de un an jumate. Să creezi un pahar, așa zis pahar. Nu ți-a ieșit foarte bine, dar... A fost foarte interesant și mă bucur de această experiență. Ai vrea să se mai facă și cu alte ocazii, nu neapărat aici, la această fabrică? Da, desigur, mi-ar plăcea dacă s-ar putea să se facă asta și în școli, dar din păcate nu avem ocazia, posibilitatea. Până acum ai mai văzut o asemenea fabrică? Nu, este pentru prima dată. Pentru viitor, Direcția Județeană pentru Tineret are pregătite și alte surprize pentru voluntari, urmând ca aceștia să cunoască misterele altor forme de artă din județ. Acțiunea de astăzi se intitulează Misterele Sticlei, deoarece am vrut să le oferim posibilitatea tinerilor bistrițeni, în acest caz voluntarilor Direcției Județene pentru Tineret, să participe la această acțiune și să cunoască tainele acestei meserii la fabrica de sticlă. Din păcate, această fabrică nu mai lucrează ca și în anii precedenți sau acum 10-15 ani, când erau mult mai mulți muncitori aici, dar totuși noi sperăm că am reușit să le arătăm tinerilor ceea ce înseamnă această meserie sau o parte din ceea ce înseamnă această meserie. Câți tineri ați găsit interesați pentru acțiunea de azi? Nu am căutat foarte departe, deoarece ne-am adresat doar tinerilor voluntari ai Direcției Județene pentru Tineret. Chiar am primit astăzi o întrebare de la un alt reprezentant al presei, de ce voluntarii DJT. Este doar o primă acțiune care a fost destinată voluntarilor, după care vom aștepta și alți tineri din Bistrița să participe la acțiunile noastre. Vor fi mai multe acțiuni de artă aplicată, așa ne dorim noi să le spunem, un curs de artă aplicată. Astfel, misterele sticlei au fost elucidate de către tinerii aflați ieri în fabrică, iar buna dispoziție și distracția nu au lipsit din programul proaspeților artiști. În cele ce urmează veți putea vedea informațiile din sport. Partida Ceahlăul-Piatra Neamț-Gloria Bistrița, care se va disputa sâmbătă 19 septembrie de la ora 19 în etapa 7 a ligii, va fi condusă la centru de Sebastian Colțescu din Craiova. El va fi ajutat la cele două linii de asistenții Gero Sobo din Cluj-Napoca și Liviu Ciubutariu din Galați, dar și de rezerva Mugurel Drăgănescu. Ceahlăul și Gloria s-au întâlnit până acum de 22 de ori în Liga 1. Prima întâlnire având loc la Bistrița în 20 noiembrie 93, scor 2-1 pentru echipa noastră. Nemții au câștigat 10 partide, Gloria s-a impus tot de 10 ori, iar două meciuri s-au terminat la egalitate. Golaverajul disputelor directe, 35-34, în favoarea Ceahlăului. Sala Dorin Moruțan a liceului cu program sportiv Bistrița găzduiește în această perioadă campionatul național de junior 2 la handbal băieți. La competiție din Seria H participă 6 echipe: Odorhei, Universitatea Transilvania, CSS2 Baia Mare, Extrem Baia Mare, Târgu Mureș și LPS Bistrița. Tinerii handbaliști bistrițeni au câștigat primul meci împotriva echipei CSS Odorhei cu scorul de 20-12. 18-20 septembrie, prima etapă la